Alianța Dreapta Unită și-a lansat astăzi candidații pentru comunele Salcia și Obârșia de Câmp. Zona de câmpie a județului nostru are nevoie de schimbare. Comuna Salcia, cea care era pe vremuri grânarul Mehedințului, se scufundă de câțiva ani buni în neputința administrațiilor locale. Târgul săptămânal ținut într-o locație modestă și neconformă, în care produsele se vând pe jos, o bază sportivă de care s-a ales praful și localnici parcă prea triști și preocupați de traiul zilnic deloc ușor, sunt primele impresii pe care ți le lasă vizita pe aceste meleaguri. Liderii Alianței Dreapta Unită s-au aflat printre oamenii veniți la târg, împreună cu echipa care candidează la alegerile locale din data de 9 iunie, iar prezența lor printre oamenii veniți să târguiască a atras simpatie. Fostul primar Nicolae Iliescu este cel care dorește să revină la conducerea comunei cu o echipă de consilieri Dreapta Unită, iar problemele identificate de ei sunt destul de grave. Halele nu sunt terminate, stau blocate, după câte vedeți, brânza și carnea se vinde pe jos, ceea ce, din punct de vedere sanitar, veterinar, prezintă un pericol. Sunt ani de zile în care s-au făcut recepțiile aici pe lucrare, iar lucrarea este blocată, e toată necorespunzătoare, că dacă ar fi corespunzătoare, ar putea să funcționeze. Nu e posibil ca o piață să prezinte în acest hal, când lucrarea trebuia să fie terminată și oamenii să-și vândă produsele în mod sanitar, veterinar, corespunzător. Nici sportul nu mai este de mult un obiectiv care să fie sprijinit cum trebuie de administrația locală din Salcia, cea care a lăsat o bază sportivă în mizerie și paragină. Un teren de joc jalnic zace neîntreținut și clădirile care ar fi trebuit să folosească sportivilor stau să cadă. Mai mult decât atât, mizeria din jur este una de nedescris. Aici avem o lucrare, bază sportivă construită din 2012, E o construcție care nu a fost finalizată, e o construcție, după câte se prezintă, devastată, total, lipsă totală de supraveghere și de conservare acestui spațiu. Este devastat, cu acoperișul picat jos, nu s-a folosit nici o zi și nici o oră această bază sportivă. S-au investit aici peste 130.000 de euro, fără a putea să fie în folosul comunității noastre. Sunt doar câteva dintre motivele pentru care Dreapta Unită vine cu propuneri serioase pentru Salcia, iar astăzi Nicolae Iliescu și lista de consilieri locali și-au depus candidaturile cu speranță și cu gândul la renașterea comunei Salcia. Săptămâna am depus candidatura la comuna Salcia pentru funcția de primar. Am mai fost primar în 2004-2008, iar de acest mandat vreau să-l câștig și să pot face împreună cu candidatul Dan Chirițoiu, care va fi viceprimarul comunei, să gospodărim această localitate, să schimbăm din temelii toată devastarea care s-a făcut. Alianța Dreapta Unită este pregătită să depună candidaturile în toate circumscripțiile din județul Mehedinți. Ne aflăm astăzi la Salcia. Avem alături și pe domnul Iliescu Nicolae, candidat pentru funcția de primar. Succes, domnul! De la Salcia, echipa Dreapta Unită a ajuns la Obârșia de Câmp, o altă comună cu tradiție din Câmpia Mehedințului, unde doamna Elena Neagoe candidează pentru funcția de primar. Am depus candidatura pentru această comună, unde nevoile sunt foarte mari, lipsuri cât cuprinde și cu speranța că vom reuși și vom aduce comuna pe linia de plutire, cel puțin. Alegerile locale din acest an pot fi momentul decisiv în care locuitorii comunelor pot face un bilanț pertinent al rezultatelor aleșilor locali și pot decide singuri dacă vor să schimbe în bine destinul comunității.